dacă e ultima vineri a lunii și dacă e vreme de pedalat și dacă ești într-un oraș mare din Europa sau din lume, unde sunt alți bicicliști, caută pe internet, s-ar putea să găsești evenimentul Masa Critică. Dacă ai fi căutat, găseai că la București bicicliștii se adună de la 7:30 lângă sau la rondul cicliștilor de lângă Palatul Parlamentului în Parcul Izvor și la ora 8 pornesc în grup împreună să pedaleze pentru a cere loc în trafic, infrastructură, respect de la șoferi. Eu pe urmă dată am participat la o masă critică la Belgrad și după aceea am organizat vreun an la Chișinău astfel de pedalări, dar nu s-au bucurat de mare succes. Acum am auzit că se ocupă alții de asta și tot așa în fiecare vineri a lunii, dar cumva mai devreme decât ora 8 pornesc și pedalează prin Chișinău. La București, iată, oamenii se adună și pleacă la 8. Nu suntem prea mulțați, dar probabil de asta că e cam frig, cam răcoare. Avem și fete și băieți, avem și tineri și mai vârstnici. Uneori mai vin unii cu trotinete, cu patine, cu rotele. Azi văd numai bicicliști, cei mai rezistenți. Viitoare participante la masa critică abia învața folosi patinele. Ăștia cu trotineta electrică n-au treabă. Mai vin întăriri. Punctuali oamenii, vin la fix și pleacă la fix. Am plecat. Hai. Hai la drum. Să ne facem loc în trafic și în orașele mari. Pașnic. Tenace. În fiecare lună. Ultima zi de vineri. La sfârșit de program. Pedalăm organizat. Altfel care și cât poate. La lucru, la școală, la plimbare. Folosiți mijloace de călătorie, de locomoție ecologice și sănătoase și gratuite. Sau na, cât poate costă întreținerea unei biciclete. Eu rămân să respect indicațiile semaforului. Ora 8. Cum vă spuneam. Unul dintre participanți de aici era uimit cât de mulți bicicliști ies la Velohora de la Chișinău. Și am zis că aceea nu e activitate civică pentru bicicliști, aceea e bătaie de joc comercială și propagandistică pentru primar sau pentru premier, dar infrastructura pentru bicicliști nu se face cu Velohora. Bicicliștii cei, zecile de mii care ies la Velohora în stradă, nu-i mai vezi după aceea folosind bicicleta. Deci mai bine puțin la masa critică București sau Chișinău, cât 10 oameni sau 5 oameni
decât 10.000 la velohora aia prefăcută. Le reproșam celor de la Chișinău că nu se organizați și că n-au grijă de restul grupului să aștepte după semafoare, că nu fac traseu din timp anunțat public. Dar acum am pățit la fel la masa critică București. Am rămas la semafor să respect culoarea roșie și am rămas în urma grupului. Știu traseu, dar din principiu nu mă mai duc în urma lor, pentru că deja am pedalat multișor azi. Mă bucur că am participat puțin cu ei, cu ele. Și cu ocazia asta am făcut și reportajul ca să vă încurajez și pe voi să mergeți la masa critică, oriunde v-ați afla, la fiecare sfârșit de lună.